Decizia de vinere a judecătorului de la Tribunalul Buzău de a stopa concedierea celor 300 de polițiști locali a produs un șoc pentru primarul Constantin Toma și colaboratorii săi. Astăzi ar fi trebuit să fie ultima zi de lucru pentru cei 305 agenți, dar grație hotărârii judecătorești, aceștia nu mai pot fi disponibilizați, cel puțin pentru o perioadă, întrucât instituțiile de învățământ din municipiu au semnat deja contracte de pază cu firme de profil private, se pune întrebarea ce vor face cei 305 agenți. Deocamdată, ca măsură excepțională, s-a decis trimiterea în concediu de odihnă pentru 269 dintre ei. Restul vor face de pază la primărie și la instituțiile din subordine acesteia. Primăria va respecta decizia, ei vor fi plătiți în continuare, preavizul se suspendă din acest moment, dar se va aștepta motivarea deciziei, după care se va face recurs la decizia luată în instanța de la Buzău către instanța superioară. Și atunci se va vedea mai clar ce anume se poate face. Vineri la cald, primarul Toma anunțase că îi va trimite pe toți 300 să păzească Tribunalul Buzău. Toți cei 300 și ceva de oameni vor păzi clădirea Tribunalului. Nu am ce face cu ei. Toma se plânge că nu are ce face cu cei 305 polițiști locali. S-au făcut studii de risc la fiecare școală, s-au micșorat numărul de posturi acolo, s-au încheiat contracte, eu respect contractele încheiate, că de aia sunt contracte, iar acești oameni sunt liberi. Deci nu mai au posturi. Oricum erau supraîncărcate, transformasem școlile în obiective militare. Nu este posibil așa ceva. Pentru că cineva a vrut neapărat să fie o armată angajată în cadrul primăriei. Astăzi, toată ziua, primarul Constantin Toma a avut întâlniri cu mai mulți juriști pentru a se decide asupra unei strategii de urmat în perioada următoare. Primăria a făcut apel la decizia tribunalului, însă judecarea acesteia la Curtea de Apel poate dura și o lună. În acest timp, polițiștii nu mai pot fi concediați.